socială. Azi, părinți și scoală, ce minuni! Cu flori și cu gentale noi în spate, alături de mame și tătii. Acest curs de flori este adus pedagogilor satului Porjova, ca recunoștință pentru munca grea, dar nobilă în educarea copiilor noștri. Vă mulțumim foarte mult pentru această muncă. Dragi copii, în cei care faceți carte cu adevărat, o să ajungeți miniștri, prim-miniștri, de ce nu președinte? Cunoașteți că ducem criză de președinți. Nu putem alege un președinte. Poate găsim la dumneavoastră aici un președinte în care să ducă acest stat înainte spre familia europeană. Dar eu sunt sigur că în toamna aceasta rezolvăm problema. Și tot ceea ce vom face, vom face ca viitorul dumneavoastră să fie unul mai bun. Am venit la dumneavoastră că știind că în sat e lipsă de literatură, am adus 100 de cărți, începând cu Hajdeu, Caragiale, Goga, Coșbuc. Vă rog să le citiți. Și să le transmiteți de mână în mână. Și gata, hotărât definitiv care și cine în bani stă la locul, da? Așa e, da? Da. Hai să devii cântăreață. Da, a prima zi. Ca să împărtit așa la locul. Mulțumim, toți împreună. Succes, dragi copii, și când va fi mai greu, să vă fie așa cum vii astăzi. Da? Da? La mulți ani! Mulțumim! Da, mulțumim! Și ție multe când. Dă să vă mulțumim. Bravo, ești foarte bravo. Da? Absolvența în gripti primari. Da? La ciclu primari. Și cum? A fost dor de școală? Da. Sau v-am mai gândit că era bine de acum era cu o lună? Așa, de vacanță. Așa? Ați mai vrut vacanță sau la școală? La școală. La școală. Spuneți. Dacă la școală lăsăm așa, dacă mai vreți vacanță, schimbăm și veniți la 1 octombrie la școală. Vreți la 1 octombrie? Da. Nu. Oh, bravo. Vă dorim succes atunci. Cum se pare această zi? Plină de surprize. Ce fel de surprize? O să ne dea cărți, cărți noi, o să citim, o să învățăm, o să scriem. Care este obiectul tău preferat? Obiectul meu preferat este educația plastică. De ce? Îmi place să modelez, să desenez. Noi ai văzut colegii 3 luni. Cum sunt? S-au schimbat mult? Un pic. Au mai crescut. Dar doamna învățătoare? Și doamna învățătoare. Ce-a făcut? S-a schimbat. Cum s-a făcut? Mai frumoasă. Cine a fost, știi? Era Mihai Ghimpu, președintele al Partidului Liberal. Ții minte ceva din ce a spus el? Că... ne-a felicitat. Cu ce ocazie? Felicitat cu ocazia din septembrie. Începutului nou an școlar. Bun, mulțumesc. Ce înseamnă ziua de 1 septembrie? Înseamnă că să venim la școală și să învățăm bine, o să scriem frumos. De ce îți place să vii la școală? Să învăț ca să fiu profesor, ceva să devin.
Ce le urezi tu colegilor tăi pentru acest an? Le urez că cei care n-au învățat în anul trecut să învețe anul acesta mai bine ca în anul